Deputatul USR Emanuel Ungureanu l-a acuzat astăzi pe managerul Spitalului Județean Cluj, Petru Șușcă, că are curs la un atac de tip mafiot la adresa sa și a familiei sale. Și asta pentru ca directorul Șușcă să abată atenția de la subiectul zilei, refuzul conducerii spitalului de a acorda salarii majorate pentru tehnicienii de radiologie. Petru Șușcă a insinuat astăzi de față cu presa și cu reprezentanții protestatarilor că deputatul Ungureanu ar critica conducerea spitalului pentru că ar avea un interes personal. Nu o să transformați faptul că nu v-am angajat soția la dermatologie într-o vendetă personală. Vă treziți tot timpul să filmați în acest spital. Dumneavoastră introduce soția mea, care nu are nicio legătură cu activitatea mea de parlamentar. Absolut nicio legătură. Iar eu despre dumneavoastră că sunteți un mafiot, am scris că eram jurnalist în 2013, da? Când erau linii de gardă. N-are nicio legătură soția mea cu mizeria de caracter pe care o aveți și care se manifestă față de acești tehnicieni radiologi și față de asistente în absența camerelor. Pentru că acum câteva secunde, când au venit radiologii la dumneavoastră, ați avut cu totul altă atitudine. Când este presa aici, faceți un dialog cu mine pe o temă care nu există. Da? Soția mea. Soția mea nu are nicio legătură cu mizeria de om care sunteți. Este un medic integru, este un medic competent, care își cere drepturile ca orice angajat. Nu transformați discuția noastră despre lucruri de interes public în chestiuni legate de viața personală. Vă dau un judecată pentru faptul că m-ați făcut mafiot. Vai, abia aștept. Da, o să vă dau un judecată. Deci, domnul Șușcă, da? Abia aștept să ne vedem în tribunal și să arăt în tribunal. Cât de o să ne vedem în tribunal. Mare bestie sunteți. Da, o să ne vedem în tribunal. Mafiot. Bine, bine, domnul Ungureanu. După acest incident, deputatul Ungureanu a vorbit într-o declarație pentru NCN despre ce a încercat să facă managerul Șușcă prin lansarea publică a acestei acuzații. Deci ce a făcut domnul Șușcă este un atac de tip mafiot de cea mai mizerabilă speță care caracterizează acest spital, conducerea acestui spital. Această declarație a fost făcută și în prezența doamnei Golea. Știe foarte bine că nu are nicio legătură demersurile mele de a apăra drepturile unor angajați ale spitalului în fața managementului cu cariera medicală a soției mele. Deputatul mai spune că toate afirmațiile managerului Șușcă se vor lămuri în instanță pentru că soția s-a salvat în judecată pe directorul spitalului județean.